Ieri seara, la hotelul Sheraton, în prezența unei asistente, asistențe numeroase și selecte, totodată, Mona Vrăbiescu Klegner a tocat mărunt cinci președinți americani, luându-i rând pe rând și analizându-le greșelile de menționat. Că Mona, în vârstă de aproape 100 de ani, este republicană, dar nu a făcut niciun fel de partipri și a criticat în egală măsură pentru erorile comise, politice și strategice, și pe președinții republicani. A fost un eveniment pe care care n-ar fi putut fi realizat și încununat de succes decât de un om care este totodată, în egală măsură, patriot american și patriot român.